Anul acesta, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj au hotărât să trimită la Alba Iulia doi pompieri, cei mai puternici din Gorj, pentru a participa la etapa națională a concursului ce are loc anual, cel mai puternic pompier. A fost pentru prima dată când Insul Gorj participă la acest eveniment. În perioada 7-9 iunie, la Alba Iulia, s-a desfășurat competiția pentru cel mai puternic pompier. Pentru prima dată, anul acesta și instituția noastră a fost reprezentantă în acest concurs de doi pompieri puternici de la Insul Gorj. Este vorba despre plutonierul ajutant Răducean Ovidiu și plutonierul major Cordanu Minodlă. Misiunile și multitudinea misiunilor în care au fost implicați nu au oferit posibilitatea să se pregătească așa cum ne-a dorit. Cu toate acestea, au reprezentat cu onoare unitatea noastră și au depășit în clasamentul general concurenți care au avut mai multe participări la acest concurs. Anul acesta, băieții s-au obținut și lipsul concursului, iar anul viitor se convinși că vor aduce și premii la Insul Gorj. La acest concurs au prezentat aproape 100 de candidați, iar gorjenii noștri s-au clasat pe locurile 13 și 14.